Este dezastru pe una dintre cele mai mari plantații de viță de vie din Galați. Peste 100 din cele 350 de hectare ale stațiunii de cercetare viticolă Târgu Bujor au fost făcute una cu pământul. O ploaie torențială însoțită de grindină a făcut prăpăd în numai 30 de minute. Se văd, sunt destul de afectați. Și ăsta e un caz fericit că nu sunt struguri prea mulți pe jos. Uitați cum i-a dat grindina jos. Boabele au fost foarte grindină, au fost foarte mari. Chiar au venit în buchete. Ploaia torențială și grindina de mari dimensiuni au compromis recolta de anul acesta. În stațiunea de cercetare Târgu Bujor din județul Galați, strugurii de pe suprafață de peste 100 de hectare au fost cuturați de pe araci. Este al treilea an consecutiv când pe raza fermei numărul 2 suntem afectați de fenomene meteo extreme, respectiv vijelii și grindină, care a provocat și provoacă pagube însemnate la cultura viței de vie. Noi am estimat o producție cuprinsă între 6 și 7 mii. Și cu grindina? Cu grindina sub, va fi la jumătate. În cel mai fericit caz. Jumătate din ele este compromis, într-adevăr. Urmează să se cicatrizeze. Noi intenționam, am început să protejăm vița de vie cu tratamente fitosanitare. Vinul de anul acesta nu va mai avea aceeași calitate și producția va fi la jumătate față de 2020. A fost afectată toată partea de vest a rândului de viță de vie. Sunt zone unde afectarea e mult mai mare, 60, 70, 80%, cu struguri căzuți pe jos, la marea majoritate a suelului. Ea a venit grindina pur și simplu perpendicular pe partea vestică, distrugând mare majoritate din producție. Este a treia oară în ultimii 3 ani în care grindina devastează podgorile stațiunii de cercetare. Deși în zonă este amplasată o baterie de rachete antigrindină, aceasta nu este funcțională.